Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Nichita Stăriescu spunea, a vorbit despre limba română este ca o duminică. Și de obicei duminica ne îmbrăcăm frumos și mergem la biserică. Petrecem împreună cu oamenii cei mai dragi, cu cei din familia noastră. Astăzi și noi, din respect pentru limba noastră, dragă și sfântă, ne-am îmbrăcat frumos și ne-am adunat ca o mare familie, iubitori de limba română, să ne cinstim limba. Mult e dulce și frumoasă limba ciocorului, altă că armonioasă ca ea nu găsim, spunea poetul. Mie se dragă limba noastră pentru că poveștile noastre care ne-au legănat copilăria au fost în limba noastră românească. De ne-am auzit de crai și de smei și povești cu arici, omănici. Ne este dragă limba română, pentru că în ea ne putem descrie ce avem noi mai frumos, locurile natale. Timp care curge. Timp ce curge în urmă de multe nor să rămână, dar niciodată nu se va pierde, Doamnă frumoasă, limba română. Clopotele Doamnei limpede bat, pieptul aromatului sună, plânge și râde cu lacrimi curate, stăpâna noastră, limba română. Cuvântul ei dulce ne este nume, glasul ei cântec mereu ne adună. Bunii și răi, ce au pe lume mai sfânt decât limba română? Pământul acesta cât ne rămase, munții cu multul, marea cu spumă, stă sub lumina ce arde în case la fiecare limba română. Născuți dintr-un sânge străvechi prin vinul, din boare și roși, din furtună, în ea ne rostim și bucuria și chinul, în prea dătătoarea limba română. În ea se botează vii și morții. În ea se șoptește sub darul de lună, o poartă pe buze și domnii și morții, trăind de milenii în limba română. Și timpul tot curge și curge va veșnic. Și sufletul tainic mereu se cunună, în fiecare toamnă, sub stele de sfeșnic, cu blânda creasă, limba română. Urmează o prelegere. Susținută de părintele Cătălin Varga, doctorand la litere, doctor în teologie și cercetător științific. Părintele Cătălin este preotul nou de la Biserica din Călătoi, adventătorul părintelui Dumitru Pop și duce de mai departe această misiune numită a preoției. În această seară ne va vorbi despre diacronia limbii române. Așadar, cu zindică răbdare să îl ascultăm. Menirea Academiei Române este creșterea limbii românești și a patriei simțire, spunea Ibracan, poetul romantic, Ieneliță Păcărescu. În fiecare an, în ultima zi de august, decretat prin lege, odată în anul 2013, cam târziu, dar mai bine și așa decât niciodată, sărbătorim limba noastră românească. Și pentru seara aceasta v-am pregătit o prelegere
principalele momente ale dezvoltării limbii literare române. Prelegere trecută sub semnul diacroniei lingvistice. Și vom vedea imediat ce înseamnă. În limba ta poți deveni vultur sau un cântăreț pe stradă. Spunea inegalabilul Petre Țuțean. Vedeți? Limba română are virtuți complexe. Poate fi vehicul transmundan a tot ceea ce se întâmplă spiritual în omenire. În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți s-o mângâi, iar bucuria s-o preschim. Încât în limba ta ți-e dor de mamă. Și vinul e mai vin. Și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge, nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci, tot în limba ta. Spunea poetul sensibilităților materne, îmi place mie să numesc, Grigorie Vieru, românul nostru, din Basarabia, curată de inteligență. Am tăcut în limba noastră, obnubilați, ostracizați, cocârșați, cum spunea poetul Adrian Comunescu, secole la care se încercând în taină sub regența străină, străină pe simțirea și cugetul românesc. Când, spre exemplu, pe aceste plaiuri prudene, ca să facem aplicație direct spre Copos, datorită diplomei Leopoldine din 1699, Principatul Transilvaniei a fost subordonat politic, social, cultural și religios direct curții de la Viena. Când acest teritoriu aveau autoritate următoarele limbi. Este vorba despre dialectul săsesc, idiomul vorbit de coloniștii germani care au venit prin dimisiune și au ocupat teritoriul și s-au cristalizat timp de câteva secole, în 12 și 14, post Hristos. Și avem, evident, dialectul, sper să-l pronunț bine mai clar, numit Senelie, sau cel secuiesc, un dialect maghiar presărat cu numeroase arhaisme și neologi, regionalisme. Deci, acestea erau limbile tolerante în vremea aceea, în locul acesta. Și lucrurile nu se opresc aici. Dacă trecem și pe plan religios, tot datorită acestei diplome și acestei politici de la Viena, erau tolerate doar patru confesiuni. Unitarianismul, catolicismul, luteranismul și calvinismul, în mod arbitrar, evident. Și unde credeți că s-a scris acest edict? Istoricii știu, domnul profesor știe, la Turda. Aici, la noi, în 1568. Vedeți? Românul nostru, înaintașul nostru, era împilat cu tot cu limba sa, vituperat de capriciile politicii de moment, cu alte cuvinte, într-o perioadă în care Europa renascentistă se reinventa și se regăsea pe sine, românul ar trebui să devină și el original în același spirit al renașentismului. Și am încercat să ne renaștem pe noi înșine, din propria cenușă, precum pasărea Phoenix a lui Eminescu, și să ne reinventăm. Și știți cum am făcut-o? Prin limba. Prin limba română.
dacă Biserica Ortodoxă a supraviețuit, a fost datorită limbii române, să nu uităm niciodată această, vezi, o supostă între limbă și credință. Nu putem escamota această realitate. Desigur că detractorii doresc aceasta, dar noi nu putem da curs vitregiilor și capriciilor de moment ale celor care sunt puși pe lemn să vorbă. Să nu uităm niciodată. Două valori de lemn curg în venele acestea de români. Limba și credință. Și spuneam că am croit propriul renașinism. Știți ce am făcut? Foarte interesant. Suntem un popor unic din punctul ăsta de vedere. Am îmbrăcat haină latină pentru a ne onora etnogeneza și în același timp, paradoxal, am îmbrăcat haină slavonă sau, dacă vreți, bizantină pentru a ne onora credința ortodoxă. Suntem, după vorbele președintele Academiei Ioan Aurel Pop, profesorul nostru de la Cluj de Istorie Medievală, o sinteză de latinitate. Suntem interesant spunea el, o enclavă, dacă vreți. O insulă latină într-un ocean balcanic. Prin felul nostru de a ne comporta în istorie, raportat la limba și la credință. Și asta este moștenirea noastră. Și nu putem trece sub semnul uitării. Și am supraviețuit în felul acesta, renascentist românesc, cum îmi place mie să numesc, cel puțin mai bine de 3 secole, când Dumnezeu milostivul a privit cu dragoste teritoriul acesta și prin concursul unor oameni politici de genie. Dați-mi voie să rostesc câteva nume. Ca un pomenire. Alexandru Vaida Voievod, George Pop de Băsești, Daniel Ciucureanu, Teodor Pipalin și, evident, Ice Plătianu, artizanii mari unii cu concursul cele mai brave femei din istoria române, României, Regina Maria. În aceștia am reușit să ne redeșteptăm, după cum ne îndemna proiectul Mureșanu. Și în auzul tuturor, cântecul libertății de la Alba Iulia a răsunat în piepturile noastre și a celor din jur. Pentru că pasărea Phoenix a renăscut și a început să cânte doina, nu de jale, ci de bucurie, a poporului înviat din moarte, a poporului care s-a făcut și el drum în această istorie sinuoasă a geopoliticii mondiale. 1 decembrie 1918, când pe teritoriul acesta limba română a devenit limbă autoritativă. Evident, a trebuit să se cristalizeze și a trecut ceva vreme până când am fost recunoscut de mari imperii, aduceți aminte din politica de la Washington, a lui Woodrow Wilson, am reușit să ne recuperăm țara prin dreptul la autodeterminare. Dar acestea sunt câteva considerații de ordine istorie și nu vreau să plictisesc prea mult cu ele. Revenim asupra importanței limbii române. Acum, la mai bine de un secol de atunci, dragă poetule Vieru, nu mai tăcem disgrațios în limba română, ci strigăm, însuflețiți în vitriolante declamații poetice, azi, aici, pe 31 august, pe teritoriul acesta, la Turda, unde se semna disgrațioasa, disgrațiosul de vin, astăzi vorbim liber și autoritativ, nu dialect săsesc, nu dialect secuiesc, ci limba maicii mele, cum spunea Vierul în poezia Petruia, care se va cânta. Limba maicii mele, limba strămoșilor mei. Pe teritoriul acesta se vorbește limba
și ne închinăm cu abnegație în credința noastră strămoșească. Iubiți ascultători, au fost câteva cântări de diaconia limbii literare române, am încercat să evit expunerea tehnică și detaliată a distincțiilor sosurieni și vom vedea ce înseamnă. Devenite astăzi dogmă în lingvistica generală. Marele lingvist genevez, Ferdinand de Saussure, care a trăit între anii 1857 și 1913, considerat părintele lingvistici moderne. El operează pentru prima dată în istorie cu acest concept. Sincronic, bară, diacronic, sau dacă vreți, static, bară, dinamic în limbă. Dar eroarea lui, pe care bine o sublinează mare lingvist inteligent Poșeriu, consta în tocmai disocierea acestor componente. Pentru că limba română, așa cum zicea Poșeriu, este atât dinamică cât și statică, este atât diacronică cât și sincronică în același timp. Aceasta este chestiunea pe care Saussure n-a reușit să o identifice. Limba este simultan devenire, adică diacronie, dar și creație permanentă, adică sincronie. Căci posedă în sine o energie, cum spuneau grecii, o energie creatoare, inspiratorie, conform precizărilor din Voltaire. Și ca să înțelegem mai bine diacronia limbii literare române, de fapt, obiectul prelegerii noastre, voi trece de revistă scurte momente esențiale de istoria devenirii limbii noastre contemporane. Sau, după cum spunea mitropolitul Bartolomeu Anania, voi sublinea momente sine qua non din procesul fertil al maturizării limbii române. Am pomenit un mare lingvist, Eugen Poșeriu, un alt mare lingvist, tot din școala de filologie de la Iași, profesorul Stelian Dumistrăcel, în revenita asta carte, lexic românesc, pe care putem să o citiți, ne vorbește foarte plastic despre istoria circulației cuvintelor pe teritoriul acesta românesc. Și în argumentul său pentru lecția cuvintelor spune următoarele lucruri. Dați-mi voie să citesc. Este un text mai lung, dar dacă vreți, îl puteți lua ca o emblemă pentru întâlnirea aceasta. Zice așa. Limba română este o partitură compusă în curs de aproape două milenii. Ce frumos! Avem aici muzicanți. Limba română este partitura ce a fost scrisă cu sânge timp de 2000 de ani. Și constituie una dintre principalele creații spirituale ale poporului trăind în spațiul geografic însemnat de Carpați și Dunăre. Cu diferite mijloace și sensibilități, corespunzând dezvoltării generale a posibilităților spiritului, dar și cristalizării conștiinței de sine a neamului, această partitură a fost transcrisă, descifrată și interpretată peste viacuri, printre copiștii de geniu, printre armonizatori și interpreți se numără diaconul ortodox Coresi, mitropolitul ortodox Simeon Ștefan, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Samuel Micu, Petre Maior, Eliade Rădulescu și apoi Caștel, Alexandru Filipide, Ovid, Benzușan, etc. Nevoilor de înțeles și de frumos le-au servit în ultimele decenii lingviștii Sextil Pușcariu, Iorgu Iordan și alții. Cred că ar merita pentru fiecare parte câte o prelegere, pentru că sunt stâlpii de rezistență, cum îi numeam Românescu, ai limbii române sau ai neamului românesc. Continuăm. Zilele noastre aduc o nouă interpretare a acestei creații, punându-se bazele unei sinteze ce corespunde posibilităților și așteptărilor contemporanilor. Această interpretare, la nivelul pe care scrierea partiturii o impune, trebuie să tindă spre o formă accesibilă, căci numai pe această cale lingvistica poate aspira la păstrarea și consolidarea individualității sale ca domeniu al tălmăcirii unui produs finisat de spirit, limba, ca formă și conținut. Altfel, ea își poate vedea limitat rolul la acela al unei piese din mecanismul cunoașterii omului. Această poziție a lingvisticii mai puțin urmărită, se pare, din interior, este apărată din afară de toți cei interesați de problemele limbii, care le servește nu numai la mijloc de înțelegere,
dar în care au și un subiect de meditație și un bun de preț. Închid citat. Fulgurant această descriere, acest deloc cunoștință deschisă adus în limbii române. Ne amintește, dacă vreți și dacă permiteți, de pretoslovia lui Corbulinti, Sfinion Ștefan, pe care l-am pomenit. La repetitul proiect de cultură românească din 1648, intitulat Noul Testament, de la Bătra, Alba Iulia de astăzi. În prefață, spunea că a ales cuvintele cele mai vii, cele care circulă cel mai des dintre toți românii locuitori ai provinciilor istorice și le asemăna cu circulația banilor. Ia uite, se spune foarte interesant de această sinapsă. Citez. Bine știi că cuvintele trebuie să fie ca bani. Că banii aceia sunt buni, care umblă în toate țările. Așa și cuvintele acelea sunt bune, pe care le înțeleg toți. Noi, drept aceea, ne-am slipit cât am putut să izvodim așa cum să înțeleagă toți. Dar dacă nu vor înțelege toți, nu e vina noastră, ci e de vina acela ce a răzvirat românii prin alte țări, deși au amestecat cuvintele cu alte limbi, de nu vreți toți într-un chip străinii în caia inima câinii, ziceam, sugestivă mi se pare tot pe acest codaș al interconexiunilor dintre piața monetară, dacă vreți, și dimensiunea lingvistică, o ilustrație de mare lingvist, Sextil Pușcariu, în cartea sa Limba Română, el spunea că neologismele, cuvintele date pentru în lexicul românesc, se aseamănă unor călători între și există trei faze ale acestui proces. În prima fază avem neologisme care efectiv nu se adaptează etosului românesc. Le simțim că străine. Le simțim că nu sunt anți. Și el îi trădează la un moment dat. Și zice, după o scurtă durată, coboară din tren și nu le mai putem niciodată. Nu merge timp acum să o astfel de zi. A doua fază, zice, există alte neologisme intrate în limbă. Interesant că acestea încep să se obișnuiască acolo. Devin străini asimilați, noi patrii. Dar planează asupra lor elementul heterogen. Iar nu știu simți că poza tare. Stau o vreme mai demorată, dar apoi și ele se pierd. Le ascupă istoria. Pierde pe substratul de uitare, cum spuneam noi. Și ultima fază, cea mai importantă, ce sunt cuvinte așteptate cu pompă, cu ritual, de către rude și prieteni și de către familie în care însusesc. Și sunt primite și intră în familia și în lexicul românesc și alcătesc fora cuvintelor pe care nu se mai despart niciodată. Și devin românizate, devin ale noastre proprie. Așadar, ele se simt ca la ele acasă. Nu mai trebuie să escamoteze dimensiunea stranietății ale noastre. Și acum, foarte pe scurt, vreau să identific această istorie a devenirii românești. În capitolul Cuvinte moștite în lexicul românesc ale aceleași dumnezeu, punctul, procentul cel mai zbunitor al cuvintelor intrate în limba română sunt de pe filonul latinesc. Și să știți că dă așa o precizie matematică, cifre exacte care vorbesc despre aceasta. Acum, noi toți știm că suntem popor latin și că vorbim o limbă latină. Da? Haideți să vedem și argumentele științifice pentru aceasta. Spune că majoritatea cercetătorilor insistă pe un procentaj de peste 20% din totalul intrat în limba română. Dar este o cifră mult inimată, spune el. Pe baza teoriei circulației cuvintelor propusă metodologic pe HDL, cercetătorul D. Matea a identificat elemente latinești de peste, atenție, 48% în poeziile lui Eminescu. Dar cu o circulație
Peste 50% au fost împrăștiate în popor și reproduse din drag. Asta spunem. O cifră statistică imensă. Și pe baza acestei metodologii propuse de HD, un mare lingvist, Sextil Pușcariu, a stabilit o statistică idiomatică aproximativ egală și pentru operele mari scritori de genul lui Coșbu, Ispirescu, Deangă, vedeți, Sextil, în același 4 ore. Prin urmare, conform statisticilor lui Matrea, din cele 3607 de cuvinte care apar în poeziile lui Eminescu, 48,68% sunt latinești ca origine și cu o rată de circulație de peste 83%. De asemenea, cifrele pentru cuvintele împrumutate din slavonă, este de deosebire, sunt mult mai mici. Sunt de ordinul la 16,81% în vocabular și cu o rată de circulație mult scăzută în comparație cu cea a Eminescu, de nici 7%. Cred că este de prisos și nu mi-aș duce timpul să mai pomenesc de atenții școlii ardelene, Gheorghe Șinca, Petru Maior, Ioan Popă, etc., care au împrumutat cuvinte latinești cu bogățindu-și scrieri pe lor, mai ales în domenii legate de știință, religie și cultură. Că Eliane Rădulescu și Petru Maior au împrumutat cuvinte știind limba italiană. Deci vedeți o predilecție a cremei intelectuale, a inteligenței românești despre această zonă a latinității. Dar acum, haideți să vedem cum stă treaba foarte pe scurt cu idiomurile de origine tracotată. Nu că ne preocupă această chestiune. Poate că de atâtea ori v-ați întrebat, sau ați întrebat pe unii profesori, spuneți-ne, cum stă treaba cu limba dacilor? Cât am moștenit noi în vocabularul și lexicul nostru din istoria vorbirii limbii acestea pe teritoriul acesta? Și voi da citire tot acestor mari lingviști pe care am venit, care spun că în perioada contactului latinei cu limba vernaculară de pe teritoriul Daciei, nu se poate vorbi de o limbă română propriu-zisă. Cea de astăzi, nici vorbă, este clar. Această realitate lingvistică este cristalizată ulterior, în perioada secolelor 5-8 după Hristos. Este abia de atunci putem vorbi despre proces de coagulare a limbii. Din păcate, însă, nu avem la ora actuală istorie sigure istorice în care să se păstra limba dacică și pe care mai vreau să o luăm și să o disecăm lingvistic, filologic, să vedem. Avem doar câteva inscripții, însă doar în care se precizează doar antroponime și teonime. Și atât tot. Deci, vedeți, ne lisește, dacă vreți, obiectul de studiu. Știți? Dați-mi voie să fac o paranteză. În lumea Bibliei, pe care o adopt de asemenea, există această ipoteză a documentului vere în limba germană sursă, în care anumiți cercetători, tot pe teoriile acestea, spun că la baza tuturor celor 4 evanghelii ale Noului Testament, Matei, Marcu, Luca și Ioan, ar sta un document comun, documentul vere, din care se inspiră evangheliștii. Marcu nu se mai găsește. Este doar așa o construcție teoretică și mai mult improbabilă decât în realitate. Deci, vedeți, ne lipsește și nu. Ne lipsește și să dovezi palpabile clare pe care să facem conexiunile și să ne limpezim cu privire la aceasta. Însă, pe baza statisticilor, s-a constatat că aproape 10% din cuvintele limbii române actuale, ceea ce înseamnă peste 1000 de cuvinte din text. Deci, reținem, 1000 de cuvinte text, au origine nesigură sau necunoscută. Și în baza acesteia putem face legături tot de ordin ipotetic, că ar putea fi de proveniență dacică sau geto-dacă. Și aceste cuvinte sunt dacice considerate de unii autoctone, de alții nu, sunt următoarele. Abur, baci, balau, brav, brân, a se bucura, căciulă, ceată, copac, fărâmă, rumas, brân, rânză, sâmbure, șopârlă, țară, vatră, scartă, doină, doină, burdă, brânză, mază, rămânză, etc. Însă, sub o formă sau alta, ele se găsesc și în lexicul limbii albaneze, că se spune că ar fi o înlutire semantică între limba română
limba albaneză. Deci, vedeți, lucrurile se precipită și e greu să faci o informație teoretic sau stic de această problemă. Însă, spunea regretat un profesor de arheologie de la Cluj, ați auzit cu toții de Vasile Vârban, marele arheolog al țării noastre, în cartea sa Cetica, că de la strămoșii daci ne-au rămas moștenire cuvintele acestea expresive. Bucurie, fluie, doină. Ca să ne cântăm și noi în continuare, durerile, jubilanțele, bucuriile, în graiul acesta al doilei, așa cum am moștenit de la părinții noștri, de la strămoșii noștri. Și din basme, foarte interesant, ne-a rămas cuvântul Palau. Palau se crede că ar fi de proveniență dacică. Și a fost stilizat mai apoi sub steagul dacic. Aduceți aminte care era steagul dacic. Capul de lup și trupul de Palau, ca să bage sub faimă în basele năvălitorilor barbari și să fugă de pe aici cu coada între picioare. Așa că de-aia strămoșii noștri. Nu pot să le dau cuvinte. Nu pot să nu le dau cuvintele sale melodioase. Doar puțină răbdare, interesant, zice așa. De la sâmbure, cuvânt acit, simbol al rezervei miraculoase a vieții. Și de la mâmbure, iarăși cuvânt acit, speranță împiegată a creșterii și a întoririi. Până la copac, element de prestigiu al florei, de la vatra comunului, iarăși expresie dacică, până la numele număratelor cursuri de apă, care ne înseamnă și ne potrivnicesc țara, cuvintele din fondul autohton al limbii române, se înfățișează, știți atenți ce înseamnă, ca o constantă mărturie a statorniciei și continuității noastre, a stăpâniei acestui pământ și al înfrățirii cu elementele lui. Așadar, iubiților, când spunem brav, când spunem borun, când spunem doi, când spunem vatră, dar special când spunem brav, dar cel care a asistat în discreție la nașterea, la căsătoria și la marea înviere a poporului român. El este argumentul de ordin lingvistic al tăinuirii și al tăiniciei românului pe aceste teritorii milenare. Numai un argument de ordin lingvistic. Nu vrem să intrăm în polemici cu cei de ambele. Și acum, ați observat afișul prelegerii noastre și ați văzut că în stânga este o poezie a marelui poet basarabian Alexei Matveievici. Poezia Limba noastră. Și la un moment dat, într-un vers, zice așa. Limba noastră e frunză verde, zbuciumul din codrii vieții în cuvântul veșnici. Nistrul, iarăși că spun, nistrul lin, ce-n valul pierde ai lucerbirilor sfeșnici. Nici nu se putea o sinteză poetică mai deplină în care să cuprinzi pratul, Dunărea, Tisa, Timișul, Olul, Someșul, mărci lingvistice dacice. Toate într-o singură frază magistrală. Nu pute, dragă Matveievici, decât să-ți canon din piept, excelsior. Și mai zicea poetul Matveievici, și mă apropie de încheiere, un adevăr lingvistic tare, în chiar prima strofă. Știți cum începea această poezie? Zice așa. Limba noastră e o pomoară, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară, pe moșie revărsată. Cu alte cuvinte, zice poetul. Ne naște cu limba română în noi. Ne curge în vene. Când ne trăim la dege, sângerăm lacrimile limbii române. Moștenirea din părinți. Veți spune că sunt puse de metafă. Și voi răspunde că nu e așa. Mare lingvistic, Noam Chomsky, al secolului 20, profesor renumit la Massachusetts Institute of Technology, numărul 1 în lume ca universitate, MIT-ul, cel care a predat lingvistică computațională, spunea că ne naștem cu limba în creier. Și critica psihologia behavioristă, care spunea că micuții, de fapt, împrumută de la bunici și copiază asta, pe cum câinele după loc, dar în psihologie, limba. Dar nu e așa. Ea există virtual în noi și creierul își
își propagă sinapsele încât să se poată dezvolta actul vorbirii. Este o chestiune tare de ordine științific, deci vedeți. Nu știu dacă a profețit poetul Matei, ci pe limba noi. N-a avut cunoștințele lui Noam Chomsky. Dar ideea este că știința de astăzi dovedește ceea ce spunea poetul, metaforic sau nu. Așadar, limba română este o comoară îngropată în noi. Și pentru că este îngropată în noi, avem un act de maximă responsabilitate să o dezvoltăm. Și actul dezvoltării limbii literare române, de sustâncă, de sub pânza preatică a sufletului nostru, este o acțiune de o profundă conștientizare, responsabilizare de și propria și iubire pe prea frumos, de cultivare și utilizare a limbii române. De aceea, iubiților, suntem datori să vorbim o limbă română acurată, gramaticală, stilizată, cultivată în ea însăși. Pentru că limba română, cum spuneau lingviștii, nu este o limbă statică, ci evoluează de la o etapă la alta, de la o cultură la alta. Fiindcă expresii stâlcite de genul romblezei contemporane, și le veți întâlni. Vai, dragă, porți niște haine fashion. Sau, vai, tocmai am început un job nou. Sau de genul italo-romene. Cum o se zice de aici, pe la voi? Etc. Sunt niște monstruozități de limbaj, care denotă avanajul spiritului mediu, ca potin, care prin tot felul de acrobații lingvistice vrea să impresioneze și să-și etaleze cunoștințele poliglote. Dați-mi voie să-i răspund. Cu pomicul de rigoare, cu această putată, e ca nu am perete. Sau, ca simplu, pe acest domn, e de restul turcilor. Meditând mai zilele trecute la acest adevăr unic al limbii, am încercat printr-un sonet să inversez procesul de dezgropare a limbii și să îndoc eu propriu la temelia limbii române. Și cu acest sonet închei. Sonetul se numește așa. Sonet limbii române. Mă las zidit în templul cuvântului de-a dreptului. În grindă în viața ca Ana, oarecând. Eu pe Manolel caut să-i dăruiesc o plecuri, o ie românească, martin înfășurând. Țesută-i haina limbii din lacrimi stalagmite ce-au apus din ochii crucii peste ardealul meu. De aceea, printre fraze, cuvinte răstignite, presat pe mine ce pleca morții în mausoleu. Pe limba mai cineră, precum spunea Pierul, și casa mi-e mai casă, și vinul mi-e mai vin. Din case fac biserici, din vin un rost divin. Și toate augmentate dimensionează cerul. Din cer coboară sfântul românului sangvin, căci Dumnezeu topește tot gândul cel șovin. Vă mulțumesc! Mulțumim, Părinte Cătălin, pentru această frumoasă prelegere, bogată în informații și prezentată cu mult patos. Turda are nevoie de astfel de preoți. Preotul este o făclie care luminează și încălzește. Dragii mei, urmează partea muzical-poetică, care ne va fi prezentată de către corul Armonia a Casei de Cultură din Turda, și o mână de copilași de la parohia unde eu sunt acum de Câmpia Turzii, grupul Felicitas. Vă rog frumos să poftiți în față. Să-ți suntem pământ,
ca să te bucuri sau să mânci roadele dintr-un pom, trebuie dintr-un început să-l îngrijești, să-l uzi în fiecare zi, să-l cureți și să ai răbdare până când crește și să aducă roadă. Așa și cu acești copilași. Ne străduim. Părinții i-au născut și îi cresc, dar pe lângă ei îi creștem și noi. Și avem răbdare cu ei. Să învățăm cântece, să învățăm poezii, să învățăm proverbe, să le dăm sfaturi. Și astăzi, părintelui îi dăm 10 pentru prelegere, dar pentru copii care au avut răbdare, că de obicei știți pe voastră că le dăm 9,95 nota. Sau 99. Avem câteva copile, deci e Ada, Silvia, Raluca, Gabriela și Andreea și ele cu voce puternică vor rosti poeziile. Așa, Ada. Hai să le vedem. Tu începi prima puternică. Uite așa, zic, microfonul. Limbă dulce, vezi de cruce, vreamă plin de melodie, cu flori prinse în pălărie și la pieptul de peie românească împărăție. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, ci doar limba ta, durerea poți să mângâi, iar bucuria să preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama, și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Limba noastră cea română, sărut vatra așa linume, care veșnic ne adunăm, vatra cea născut pe lume, limba noastră cea română. Cânta patriei ființă și ironică țărnă, cea născută suferință, limba noastră cea română. Pe pământ străvechi și magic, numai tânsa ne stăpână, limba neamului meu dacic, limba noastră cea română. În a limbilor tezaur, pururea o să rămână, limba doinelor de aur, limba noastră cea română. La putna clopotbate. Dumnezeu, prima oară când a prins, când a plâns printre astre, l-a plâns printre țară cu lacrima limbii noastre maestre. Thank you.
cum zicea Ioan Botezătorul despre Iisus sau despre El, zice, eu trebuie să scad și El trebuie să crească. Deja așa se întâmplă. Noi ne retragem încet, scădem și ei trebuie să crească. Și vor crește frumos atât timp cât vor sta lângă frumos. Îmi vin în minte mai multe lucruri. Avem un prieten bun în Ucraina, părintele Nicolae Popescu. Trăiește într-o comună lângă Cernăuți și așa spunea el părinților, mămica și tăticu ne-a învățat limba română. Pentru că nu se studiază limba română. Și ei acasă învățau limba română, colindele, poeziile, proverbele. Și avem ceva în noi, cum ai spus, părinte, avem ceva, limba noastră în noi. Deci, deși născut acolo, dar el iubea limba română. Dar să vedeți cum putem să greșim oamenii fără să ne dăm seama. Și acolo, ucrainienii spuneau, măi, românie, ce faci pe aici? Că aici e țara noastră. După Revoluție, vin în România. Am rămas uimit să mă duc pe stradă să văd acolo la alimentara, la magazine, scris în limba română. Mă uitam așa, aoleo, limba română alimentară, cu ce era pe acolo, știi? Textile, înghețată, limba română. Aveam vreo 14-15 ani, zice el. Urc în tren, mă pun acolo, aoleo, limba română. Unde merg? Acolo. Graiul îl da de gol că el e dincolo. Și un român de al nostru. Rusule, ai vin să ne iei țara? Am început într-un plâns cu hohote. Eu care veneam cu sufletul deschis la frații mei români, cu bucurie, zice. Ca un copil. M-am dus în WC-ul trenului și am plâns. Am plâns, zic, dincolo, îs român, dincoace, îs rus. Dar mi-am dat seama că nu sunt așa români, repede mi-am dat seama. A fost omul nepotrivit, respectiv, zice. Am dat repede de oameni buni, toți românii m-au primit cu mare drag. Aici la Cluj l-a primit în altul Andrei și când mergem în Ucraina, el e ghidul nostru. Și am întâlnit, zice, oameni, frații mei, din România, cu sufletul. Dar cum poți să superi un om cu un cuvânt? Și așa am plâns, zice, ori în șir, uite-mă, zice, eu vine cu bucurie mare și... Noi nu știm ce înseamnă acest... Pentru că ne-am trăit, am crescut în România, vorbim limba română, pe drum unde mergem. Când mergi în afara țării și stai acolo lună și n-auzi limba română, atunci zici, Doamne, mi-e dor să aud un serus. Un serus măcar. Unde mergi? Da, serus. Bun. Artileria grea urma urmează. Alexia, Teodora și Ariana. Deja ele au mai multă experiență. Rondelul limbii române. E limba, testamentul nostru sfânt, pe care toți strămoșii ni lăsară să avem o existență cât mai ușoară și a lor lumină prinsă în orice gând. Ea este pe vecie jurământ și pavăză și dragoste de țară. E limba, testamentul nostru sfânt, pe care toți strămoșii ni lăsară să nu pierim bătuți de orice vânt, când vremurile în lume se învâltoară, cu crezul veșniciei ne înconjoară și cu temeiul pus peste cuvânt. E limba, testamentul nostru sfânt. Seamă, copile, la roiul de cuvinte ce rătăcesc la întâmplare prin aer sau prin minte. Cuvintele sunt creatoare, sunt energie pură, sunt pline de iubire,
sau uneori mustesc de ură. Cuvântul rostit e energie valoroasă. Cuvintele ne fac viața mai frumoasă. Lumina din ele ne aduce bucurie. Cuvintele transmit iubire, pace, armonie. Prin darul vorbirii putem trăi armonios. Să dăruim iubire, să conviețuim frumos. A vorbi e o mare realizare, e artă în mișcare. Cuvântul tău e viu, creează viitorul, el nu moare. Patria ne-e pământul celor ce suntem în viață. Cei ce ne iubim frățește, ne dă mâna românește. Numai noi cu un singur nume, numai noi români pe lume. Toți având aceeași soartă dată, suspinând cu toți odată. Și având toți o bucurie, asta-i patria română și sfântă să ne fie. Ceea ce facem noi cu acești copii, ei nu vor uita până când vor pleca din lumea aceasta. Așa cum noi ne aducem aminte de copilărie, de anumite cântece, poezii, imagini sau persoane. Dumneavoastră vă veți aduce aminte acum, cei care nu ați lipsit de la ora de română, când s-a predat poezia Mult e dulce și frumoasă limba și-o vorbim. Acum am să văd dacă ați lipsit de la ora de limba română.
poezii frumoase, Deni Mică, Deni Mare și Ștefania. Pentru ea la Putna clopot bate, pentru ea mi-e teamă de păcate, pentru ea e bolta mai albastră, pentru limba noastră. Pentru ea ninsorii se cer din spații, pentru ea puternici sunt Carpații, pentru ea e caldă vatra poamei, pentru limba mamei. Pentru ea noi văruim pereții, pentru ea mai sunt răniți poeții, pentru ea cresc florile visării, pentru limba țării. Dumnezeu, prima oară, când a plâns printre astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Munți păduroși avem, coline mătăsoase, albastre ape, câmpii solare și mănoase. Avem oameni vrednici, valoroși, bătrâni sfătoși și avem copii frumoși. Avem o limbă curată, frumoasă, românească, s-a răspândit în lume și a început să crească. Oriunde azi în lume de vei merge, ai șansa cu un român de a te înțelege. Încă n-am uitat sensul cuvintelor valoare, credință, chintisență, creștin. Trăim românește sub un cer senin, pe plai de balade și doine, trăim și murim. Suntem un popor muncit, greu încercat de soartă, ne-am răsfirat prin lume bătând din poartă în poartă, un loc de muncă căutând, un trai mai bun, mai roditor. Dar n-am uitat de unde am plecat și de cuvântul dor. Ne fură străinii cu tot cu pământ, cu iarbă, cu flori, cu codri și cânt. Ne fură legal căci cei mari lasă, de bietul român lor azi nu le mai pasă. Dor de Eminescu este peste glie, dor de suflet blând plin de omenie, dor de limba sfântă, dor de poezie, dor de tot ce-i bun în astă Românie. Poezia aduce în inimii bucurie, pentru suflet blând nu e sudalmă. Versul e un drum spre armonie, răului din lume-i dă o palmă. Speranța-n mai bine renaște mereu, poporul puternic și învinge la greu. Avem minți senine, inimi luminate, cu Dumnezeu în gând le facem pe toate. Nu-mi place să vorbesc în limbi străine, eu sunt un vultur, nu sunt papagal. Privighetoarea cântă pentru sine un singur cântec, dar e magistral. De ce aș vorbi engleză sau germană sau craiul rus, francez sau spaniol?
când limba mea e balsam de pus pe rană, izvor de apă vie, nu nămol. În limba asta mă simt cel mai bine, ea varsă raze de argint în jur. Mai dulce e ca mierea de albine, limba română, templu de azur. Ea s-a născut și a înflorit sub mâna lui Dumnezeu în 2000 de ani. Regina între graiul e româna, n-o poate nimeni cumpăra cu bani. Ce n-ar da alții, Doamne, să vorbească atât de dulce, simplu și bogat? Ei știu să latre, să mai muțărească, să dea comenzi scrâșnit și cadențat. Firește, știu că toate au valoare, exprimări, stări de spirit, rațiuni, dar nicio limbă nu cunosc sub soare, precum e graiul nostru din străbuni. Pentru această limbă a curs sânge, pentru această limbă s-a murit, e limba în care creștinismul plânge în fiece biserică sau schit. Iar eroică e limba cea română, a rezistat prin anii cei mai grei. Cuvinte din retorica păgână i-a topit în creuzetul ei. Nu-mi place să vorbesc în limbi străine, deși le știu și chiar le prețuiesc. Fiți demni, urmași de legiuni latine, de acest vechi veșmânt împărătesc. Mulțumim frumos, Viviana. Da, ne bucurăm că ai prins curaj. Acum, domn profesor ne va cânta o privighetoare venită tocmai de la Viena. Deși e foarte ritmată, de obicei avem tendința de a aplauda în timp ce cântă. Nu aplaudăm decât la sfârșit ca să putem savura melodia. Așadar, mâinile de la spate sau pe lângă noi. Un profesor, privighitoarea. Doamna Elena Lungu. Tot ce e frumos are și un sfârșit. Exact, limba lui Piere. Dragii noștri, a fost o seară minunată de care avem atâta și atâta nevoie. În lumea aceasta zbuciumată, când știrile vin și ne inundă creierul, avem nevoie de o igienizare a creierului și a sufletului. În această seară sperăm că am reușit să facem acest lucru. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a adunat astăzi împreună. Mulțumim primăriei Turda pentru că ne-a pus la dispoziție această sală prea frumoasă, proaspăt renovată.
Mulțumim corului Armonia, aplauze! Suntem mai mulți, dar cum este concediu, unul la Viena, unul în Dubai, unul în Halkidiki, unul la Risipurile de Aur, alții... Așa, alții la Băltuța, la Băi. Exact. Dar întotdeauna pe o mână de oameni mă pot baza. Aplauze maxime pentru grupul Felicitas de la Câmpia Turzii. Le place. Ei sunt și membrii grupului de canto Bella Musica al Palatului Cultural Ionel Floașu de Câmpia Turzii. Se și vede, nu? Adică se aude. Mulțumim, mulțumire alese doamnei profesor Elena Lungu, prietena noastră. Domnul profesor Ștefan Ioanovici de la Cluj-Napoca. Cine se aseamănă, se adună. Nici nu știu cum ne-am întâlnit noi și așa cântă, nu mai știu exact cum. Dar important este că noi colaborăm și foarte bine. Suntem iubitori de muzică, așa cum sunteți și dumneavoastră. Și anul trecut am dus dorul cântului. Dar bine că, uite, timpul se mai aranjează, sperăm să fie din ce în ce tot mai bine. Mulțumim și presei locale pentru că, iată, ne-au ajutat să mediatizăm acest eveniment și ne vom uita și la televizor la ceea ce am făcut noi astăzi aici. Și foto Marius Romila. Dragii noștri, vă mulțumim dumneavoastră în mod special. O mână de oameni care ați simțit. Vedeți, și când mă duc undeva într-un pelerinaj, acolo punem anunțul, plecă. Din 10.000 răspund 50. De ce oare numai ei? Așa au simțit ei. Și sunt aleși. Au văzut mulți acest anunț de pe Facebook, nu? Dumneavoastră ați ales să veniți. Și sper din tot sufletul că nu regretați și dimpotrivă. Așteptați următorul moment. Vă mulțumim foarte mult! Exact. Copiii noștri au o melodie, dar numai ei, fără cei cu experiență. Românașul, nu?
piesa noastră de rezistență. Îi mulțumim domnului Virgil Deceanu pentru negativ. Acum pozitiv nu-i voie. Mulțumim. Dragii noștri, a fost o seară minunată. Vă mulțumim foarte mult și stați cu ochii pe Facebook, pentru că nici nu știți ce urmează. Nici noi nu știm. O seară frumoasă tuturor!